Salutare aici, DJ, și bine m-am găsit la episodul pe acest canal. Astăzi suntem cu Ale, care din nou nu vrea să facă voce, dar asta nu-i prea important. Sunt fericită fiindcă am trecut peste teze, deci teza, horoarea elevilor, tuturor elevilor, Doamne, ce bucuroasă că am scăpat de teză. Doamne, teza, în sfârșit am scăpat de teză. Ce care aveți tezele mâine, condoleanțe vă zic. Fiindcă la mine a fost groaznic, eu sunt la 7-a, cred că înțelegeți. Jesus. Alo. Deci, cam ăsta a fi principalul motiv pentru care n-am postat nimic săptămânile astea. Îmi pare rău pentru chestia asta, deci chiar îmi pare foarte rău. Deci eu voiam să postez, dar n-aveam timp, că trebuia să repet și la română și la matematică. Doamne, coșmarul de pe pământ. Să vezi așa profesorul când vine cu tezele în mână, Doamne. Deci la română ne aduce după anul nou, după Crăciun. Ne putem trăi Crăciunul liniștiți la română, dar la matematică ne aduce lunea asta. Oh, shit. Nu e bună. Well, eu pot să consider că e rip Crăciun deja? Sau nu știu, poate am luat o notă super bună. Cine știe? I don't know. Ok, trecem cu acele. Hai. Come on! Treci! Ok. Și am un anunț de făcut. Cum zicem? Eu particip la un proiect numit The Seven, la care sunt co-șefă. Ia nu știi că am început. Ok, stai să zic că am început deja. Ah! Nu! Ok. Că eu nu știu deloc. Ok. Și în acest proiect, cum am zis, sunt co-șefă și aici să vă explic despre ce este vorba. Suntem 7 youtuberi, mai mici trei. Și... Ok, Foxy. Ok. Deci, sunt 7 youtuberi mai mici trei care trebuie să alegem o zi din săptămână în care să postăm. Și după ce le alegem acea zi, aceea va fi ziua noastră în care postăm neapărat. Adică fără comentarii. N-are canal de YouTube, asta e. E. Da, bravo, Ale, n-ai canal de YouTube. E. Merge și așa. Și... Eu mi-am ales miercuri, fiindcă atunci am avut timp să postez. Deci am... Pur și simplu am postat 4 minute, nu mai mult. Link-ul canalului o să-l găsiți în descriere, deci acolo, deci cine a creat grupul ăsta? Stai. Oh, mă întreabă dacă am făcut hashtag pentru canalul meu. I don't know, n-am făcut. Nu. Hai să vedem. Ia. Îți scrie să citi, dar link-ul găsiți în descriere. Și coșeful au zis, fiecare să se prezinte pe el însuși, nu canalul. Dar mi-am uitat prezenta canalul, că na. Nici n-am zis cine știe ce, am zis două, trei cuvinte. O să vedeți voi acum când sunt doar două videouri pe canal. Da. Nu se prea ținește de mine. Hashtag chimie. Lol, azi am avut chimie. Nu lăsc, chiar n-am avut o schimie.
Nu știu dacă înțelege. Am zis așa mai în glumă. Ok. Urați noroc pentru testul la chimie. Eu abia am dat două teste până acum la chimie, la amândouă la 10, deci nici prin gând nu trecea că o să fie atât de ușoare testele. Deci, al doilea test a fost așa simplu, deci ne-a dat la fiecare număr câte 9 simboluri chimice și un punct din oficiu. Toată lumea credea că e în glumă, că nu o să ne treacă în catalog, dar nu a trecut în catalog. Și pur și simplu toată lumea era... A, ce s-a fost testul? Și culmea, unii au luat 6. Stai, că și mai rău, unii au luat 4. Ce mă vezi că e 6? Au luat 4. Jesus. Ai, mă, că nu a fost așa grea acolo cu simbolurile chimice. Ok, eu așa am învățat din nu mai puteam. De fapt, sincer, n-am învățat cine știe ce. Dar... A repetat toate simbolurile, deci absolut toate simbolurile. Și până la urmă ne-a dat doar 9. Și ea ne zicea, pregătiți-vă că o să faceți propoziții cu ele. O să faceți diferite calcule cu ele. Și n-am făcut nici, am doar zis simbolurile. Da, bravo. A fost super easy, deci super easy. Dacă tot vorbim de... Scuze! Oh, ioi! Ok. Aha. Deci chiar nu mă așteptam. Da, eu vorbesc cu oamenii. Ah, am pus semnul ăla fără să vreau, ok. Merge. Te simți singură? Dacă titlul ăsta se numească RIP DJ, RIP DJ direct. Deci, nu, nici un comentariu. Pe prima dată am urlit din prostie la propriu. Nu mai jucat așa de des cum jucam în vacanțele de vară, deci... Când jucam în vacanțele de vară, ce doamne. Deci jucam ca Sparta Transformers, jucam ca Sparta rău de tot. Cine mai trimite acum mesaj? Cine mai trimite mesaj? Ok. O prietenă mea. Teleport me! Apropo! Video-ul ăsta să fie mai scurt, gen 10-12 minute, deoarece o să fie în semn de cumpărare pentru voi, fiindcă n-ați văzut niciun video săptămânile astea. O să apară mai multe videouri. Ce om, ești DJ? Scuze! Dar vorbesc și cu oamenii, nu pot să scriu și să vorbesc în același timp. Dar e ok. N-am încă îndemânarea aceea să mă concentrez la ce vorbesc și la ce scriu. Pare rău. Ok, doamne, uneori Ale este super copilăroasă și îmi place, fiindcă
Na. Fiecare cu felul lui de-a fi. Ok, punem aici. Aha. Oh. Nu. Nu azi. Nici mâine, nici poi mâine. Oh! Nu, 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 nu! Shit. Deci nu știu ce mă sperie în halul ăsta, că doar știu prea bine. No, balon. No. Nu. Nu. Nu, nu. No. Balon. Marș, 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 marș. Oh. Ok, hai. Ha. Du-te. Așa. O să apar mai multe videouri azi, fiindcă am mult, mult mai mult timp. Fiindcă am scăpat de toate tezele, mi-am făcut tema de ieri toată. Și acum am foarte mult timp la dispoziție și nu știu ce să fac cu el. Și am foarte multe videouri care plănuia să le editez. Sunt unele destule vechi care plănuia să le editez. Dar ce să vezi, că nu am avut timp să le editez și astfel nu le-am postat. Ai mă! Feel sad, boys. Sad moment. Oh, m-a ajutat să-ți mătul la gaură. Încetul cu încetul ne mișcăm. O să ne iei ceva. Opa, opa, hai că punem viteză. Op, op. Nope. Aaa, ne-i prinsesc în viteză. Dar zici că nu e pe loc. Nu, sper să ne iei gaura. Ne mișcăm. Oia? Oia. După cum vedeți, sunt destul de aproape de level 50, dar... a făcut 3 minute. Well, ale cât timp tu ești, a făcut eu o să zic că... cam atât cu acest episod, eu am fost DJ și Ale. Și vă aștept în următorul video, care cred că tot pe transformare o să înceapă și o să fie continuare și explicații de astea. Fiindcă nu vreau să vorbesc așa prin scris, mi-e cam lene să scriu și eu o să zic în vorbe. Sau nu? Trebuie să plece. Ok, și mai bine. Și nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe dacă nu ați făcut-o deja. Și noi ne revedem data viitoare. De fapt, în video următor. Bye bye!